Constanțenii nu se grăbesc să ajungă în fața altarului. Nesiguranța zilei de mâine îi determină pe oameni să fie ceva mai chibzuit și să se gândească de două ori înainte de a se căsători. În anul 2012, la starea civilă s-au oficiat 1705 căsătorii, cu mult mai puține comparativ cu anii precedenți. De altfel, în scădere ne aflăm și la capitolul nașterii. Tot mai puține femei se încumetă să devină mame din cauza posibilităților materiale reduse. Căsătorii în anul 2012 am avut 1705 căsătorii, comparativ cu anii trecuți, ca să zic 2, 3 ani, 5 ani, sunt foarte puține. La capitolul divorțuri suntem însă fruntași. Divorțurile, comparativ de când am început noi cu anul 2011, în 2012 au fost mai multe cu 10 divorțuri. Adică au fost 229 de divorțuri tot anul, dar la nivel național au fost peste 11.000. Cupluri care divorțează sunt cupluri care renunță la acest divorț, pentru că el nu este costisitor, divorțul la starea civilă pe calea administrativă. Costă 4 lei, 2 lei soția, 2 lei soțul și certificatul de căsătorie în original, prezența obligatorie a ambilor soți, să nu aibă copii minori. Începutul anului nu a fost cu noroc pentru 18 cupluri din Constanța. Soții au decis să meargă pe drumuri diferite și au depus deja cererea de divorț.